Iar luni America și-a redeschis pe deplin granițele cu Mexic și Canada și a ridicat restricțiile privind călătoriile dinspre orașele europene. Turiștii vor putea astfel călători spre SUA numai cu dovada vaccinării și a unui test PCR negativ. We're looking forward to this. This is a start, but this is a great start and we're just hoping for the drop of the test and then we'd see people all the time. După aproape 2 ani în care au fost despărțiți, europenii s-au reunit cu rudele și prietenii plecați peste granițe. Aeroportul Newark din New Jersey a fost plin de momente emoționante și de îmbrățișări. I'm still shaking. I'm very excited that he's here. I'm excited to go on many adventures. There's so much to do to show him. And he's been here once before, but it's going to be very special doing this all together. Turiștii dor nici de o escapadă, se bucură din nou de libertate. După atâta vreme, se pot bucura de o vacanță în state. It feels nice to kind of be returning to normal. I miss the opportunity to come down here and just the freedom to do it.